A venit cu doi băieți de Brazilia, bă, ca iar tata. Au crezut că au pățit ceva, dar nu sunt ok. Au găsit noua modalitatea de a merge pe bicicletă. Ei aveau o singură bicicletă, probabil, și au zis, taxul, bă, mergeți amândoi cu ea. Așa, așa. Unul să suie pe șașul, unul spate, cum e normal, unul pe partea stângă la pedale, unul pe partea dreaptă. Ca să depune efort egal. Și au dat drumul la treabă. Eu m-am gândit prima dată cum țin volanul, ghidonul ăla, dar uite, ia uite cum merge. Hop, zici că Elisabeta lipă la... Ia uite. Ce înseamnă să fii copil sărac? Vezi, în Brazilia, ia uite. În primul rând că au o viteză mai mare, bănuiesc, sau... Ia uite. Nu, dar n-avea unde să-l pună pe a doua, pe al doilea. Că n-avea portbagaj. Portbagaj și n-are... Da, și a zis, haide mă, că mergem așa. Dar n-are nici rudă. Uitați-vă tempoul, băieților. Da, și trebuie să fie de kilograme aproximativ egale. Vezi, ia uite. Că dacă nu trage ăla, da. O să fie nasol când o să ia prima curbă. Să lasă ăla, cred că ăla are genunchiul făcut cu asbest din ăla când ia. Se dar oricum, modalitate... Pentru, exact cum spui tu, Dani, pentru copiii amărâți care au o singură bicicletă, da. Da, și sunt doi, bă, trebuie să-i trimită până undeva, să duc fără niciun fel de problem. Aș vrea acum să facem o analiză, dacă se poate, acestei pozuțe. Probabil că ați văzut, este din Ghimbav. Da. Era o trecere de pietori care urma să atingă o stradă flori, un spațiu verde. Așa. Da? Și atunci edilul de acolo, băi, vezi, acum noi o luăm în bășcărie și râdem, dar dacă toți ar fi așa, cât stradă flori am avea noi? A zis, nu mai călcăm pe spațiu verde pentru că nu este normal. Da. Ocolim frumos pe aici, noroc că nu este mai lung. Și mergem în continuare pe trecerea de pietoni. Astea-s dude de astea de primărie, uitați-vă câte, câte băncuți au. Până în spate. Dar e un loc unde nu stă nimeni pe băncuță. Da. Cine n-ai poate să stea acolo în noxele alea? În Ghimbav. Păi lasă Ghimbav, oriunde, da. Uite că e stradă pe două benzi. Dar da. Cine stă acolo să-i miroase monoxidul? A zis să totuși să nu... Au făcut oamenii frumos. Ar fi putut să treacă pe aici, dar aici nu era o băncuță. Nu e bine, mă, nici așa. Eram sigur că nu o să vă convin. Eram sigur. Deci oamenii au făcut o chestie frumoasă, așa, noi o luăm în derâdere și pas. Arată-mi, te rog, Răzvan, cu degetul, dacă ai fi pieton, tu pe unde ai luat. Este foarte interesant. Și ce ai spune? Băgate, băi, direct. Ați văzut The Walk, filmul? Pe aici, pe sus. E o prăjină din aia 4,25 m. Hop, da, hop, da. Hop, hop, pe sus. Pe sus. Doamnele în vârstă, mai stau un pic. Da. Hai că e bine, Ghimbav zici. În Ghimbav. Și pentru fetele noastre aș vrea să le întreb ce, ce reprezintă. Ele sunt mai pricepute, eu nu mi-am dat seama. Ce reprezintă acest instrument de îmbrăcat? Păi de unde și expresia chiloți cu mânecuțe? Da. Adică ce-a vrut să facă autorul cu acești chiloți? Ei sunt ce sunt ei? Păi ce sunt ei? De pantaloni. Sunt pantaloni, că au mâneci. Să-ți bagi mâinile, nu în buzunar, pe lângă. Dacă ai mâinile lungi. Dacă ai mâinile lungi, sau băi, băgat-o pe mâine, că tu fii de short. Au! Nu, pe bune, uitați, este într-un magazin, cumva frumos? Nu, sunt, nu, sunt haine pentru amanți. Dacă sună la ușă și trebuie să te îmbraci repede, depinde ce ai pe tine. Dacă mai ai în jos, îi iei în partea de sus. Dacă ai deja în sus, îi iei în partea de jos. Și cu mânecile îți legi... Da, deci e un fel de Cristiano Borșea. Ați văzut ce a zis Valentina? Că toți bărbații zborci. E lumea asta, degeaba râdeți, toți bărbații e niște borgi. Vin niște băieți în Alaska la muncă, într-un portuleț așa mic, și filmează. Și unul zice, bă, uite să văd niște bule de apă acolo, uite aici era, aici era. Mă, ce-o fi fost, zic, o fi vreo rechinda până Alaska, până astea. Uite, zice, e sub barcă acum, uite, uite bulele. Uite bulele sub apă. Și ce? Eu zic, o fi o focă, o care ideea, uite ăsta. Să mișcă barca, zice, cred că a mișcat-o. Mă, ce e? Uite, vină repede că sunt aici bulele. Uite acum a trecut pe sub noi, deci trecuse pe sub ei. Și când lărgește omul cadru, se duce puțin mai în față așa, uite bulele de aer, deci semn că puseze pe acolo. Ia să vezi ce trecuse pe sub ei. Ia uite-o bâncavartata, o balenă. Opa, merise și ea, cred că la țărba aici, deci... Cum vine la noi acilișa, da. Câte un câine. Uite, exact. Avea undeva la 18 tone. Este o tomberoneză. Exact. Și venise... Cum sunt urșii de la Sinaia. A venit să mănânce dintr-o conservă, că nu mai sunt nici la ei stridii, guvici. Îi au văzut-o, dar era sub acolo băgată, sub... Da. În port, la băieți. Azi, bă, du-te repede că a venit balenuța, uite. Da. Cu ce-ai făcut azi dimineață? M-am întâlnit cu o balenă. M-am jucat cu balena. Da. Ce care dintre ei? De la etajul 4 sau? Bun. Asta erau glume înainte să te apuci de... Da.
cel mai tare, cea mai tare lovitură liberă pe care am putut-o vedea până acum vreodată este în, din Japonia, o lovitură liberă la fotbal. Da. Un faul. Bată băieții ăștia, hai să o și vedem. Uite așa, o dau mare. Stai să o oprim întâi. Deci, trei băi, ăsta bate echipa în roșu. Da. Unul execută, sau mă rog, doi. Trei stau în fața mingii, da. Dar mai sunt trei care stă în zid. Care stau unul lângă altul. Da. Tot în echipa lui. Deci ăsta, bat, de aceea, ei, zecele, bat, hagia lor. Ei bat 18 și o lovitură liberă cu mare de ei. Da. În afară de doi fundași de portat. Ce ar fi, ce-i circul ăsta, mă? Uitați-vă, noua șoricărie. Hop, hop. Și gol clar. Deci ăia trei să lasă de zi. Hop, ăia una, două, trei. Hop, tot să lasă jos și ia uite gol. Și ce e asta, mă, frate? Uitați să mai vedem de aici odată. Dar uitați-vă cum fac ăia trei pași. Una, două, trei. Parcă-s la neamărit. Nu? Da. Ce-i, bă, țigăria? Ia. Ia. Hop. Nu era treaba. Păi iau ăștia de la Real Madrid. Bun. Da. Nu era treaba. Ce mai avem? Și vreau să vă mai arăt o știre care vă umple sufletul de bucurie. Este pe toate site-urile astăzi de dimineață. Uitați-vă titlul. Susținătorii bisericii monstrului spaghetei zburătoare pot să se căsătorească de acum în Noua Zeelandă și în curând în toată lumea. Și o să râdeți. Ce n-ai băi tâmpenia asta? Sunt aia pastafarii, mai țineți minte de i-am prezentat noi, adică băieții ăștia care se pozează în buletin, ei sunt fierți pe paste și așa este poza de buletin, cu o strecurătoare pe cap. Da? Există. Este biserica pastafarii, care a susținători, a oamenilor care sunt fierți pe spaghet. Da. El așa apare în buletin, eu am crezut că e o bășcălie. E din Cehia, băiatul, uite pe Lucas Nervi. Deci ei sunt pastafari. Pastafari? Și așa a zis, mă, sunt unii cu barbă? Da, ți-am povestit de Zoli de la Sistem, care a zis, băi, și eu vorbesc prost românește, sau vorbeam prost românește, dar aveam pe unul la Cluj, coleg la conservator, care era mai praf decât mine. A venit în cameră și a zis, Zoli, că ai din aceea care apa trece macaronul stop. Macaronul? Căutau de asta. Uitați, da. Am auzit și una, ceartă părinții lui Bulă pe Bulă și Bulă se duce și plânge în cameră. Și după ce închide bulișorul ușa, ăștia doi zic, bă, dar oare nu l-a încertat omul prea tare, așa, uite, să dă omul încolo de școală. Dar de ce l-a încertat, zice? Păi l-a încertat că la geografie n-a știut unde-i Marocul pe hartă. A, păi și de asta l-a încertat, dar... A, mă, zice, dar crezi că dacă pe noi ne întrebau unde-i Marocul pe hartă, nu știi, noi știam? Cum o să nu știm? E foarte aproape. Păi ce, de unde? Păi am unul de la mine la muncă de Maroc și vine pe bicicletă. Ce prostie! Arată-mă de ce aia se pot căsători acum. Aia se pot căsători, pastafarii. Așa arată buletinul în Cehia, da? Deci este la toată lumea. Dar, uitați, ăștia de aici, avem și doi pastafarii care se iubește. Uite, ăștia de aici sunt. Și ei se pot căsători, așa se duc ei, cu un polonic pe cap, nu e, cu o strecurătoare și cu... E mare grădina lui doamne, doamne. Da, știi că măcar la petrecere meniu este intuitiv, adică... Da, zic, cu ce le gătești, atâta se întreabă. Da. Păi e clar că ai past. Putanesc, ca să fie de data asta.